Echipa de fotbal Steaua București anunță în mod oficial transferurile a doi jucători noi, spaniolul Paulinho Miguelez și argentinianul Kevin Ceceri. Kevin Ceceri are 27 de ani, joacă pe postul de fundaș central și a venit în Ghencea din Argentina. Până la finalul lui 2023, Kevin, care măsoară 1,70 m, a evoluat în Liga a doua din țara sa natală, la San Telmo. Lo que sé de Steaua, que es un club muy importante de Europa, el más grande de Rumania. Bueno, eso es lo que me motivó también a venir y elegir el Steaua Bucarest para mi carrera. Yo creo que me va a venir muy bien y bueno, esperemos ayudar y tratar de dar lo mejor posible. Paulinho Miguelez are 24 de ani și are în CV meciuri la naționalele de juniori ale Spaniei, de la U16 până la U19. Paulinho joacă în poziția de extremă stânga, a sosit la Steaua de la formația spaniolă CD Calahorra, dar în trecut a evoluat și pe la echipele secunde ale celor de la Girona, Sevilla și Las Palmas. Bueno, pues como todo el mundo sabe, yo creo que es un club histórico, un histórico de Europa. Y yo creo que es un club muy importante para crecer como futbolista y muy bien, la verdad que estoy muy contento con el equipo que tenemos, con el grupo, porque desde el primer momento han estado predispuestos siempre a ayudar en Roșialbaștrii vor juca sâmbătă 20 ianuarie cel din tâi amical din această iarnă în compania echipei de Liga a 3-a, Agricola Borcea.